Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Suntem în studioul Escu TV, sunt Izabel Nițoi și avem ca invitată pe doamna avocat Iolanda Roman, membra a baroului din Quebec și din România din 1991, doctor în drept și formator pentru judecătorii și avocații din România privind implementarea noului cod civil. Doamna avocat, comunitatea românească din Quebec va beneficia din luna aprilie de o nouă înțelegere bilaterală între România și Quebec. Cum calificați această înțelegere pentru români și pentru comunitatea românească din Quebec? Găsesc că este un lucru constructiv, deosebit de pozitiv, deosebit de bun pentru comunitate, pentru românii de aici și pentru românii care în prezent lucrează în România, deci care s-au întors și lucrează în România, deci are o aplicabilitate suficient de mare. Bineînțeles că vom regăsi în cadrul acestei înțelegeri foarte multe cazuri personale de aplicabilitate. Deci este un element pozitiv și constructiv pentru comunitatea românească din Quebec. Da, deci vorbim despre înțelegerea în domeniul securității sociale, care a fost încheiată între Guvernul României și Guvernul Quebecului încă din anul 2013. România a ratificat această înțelegere pe data în ianuarie 2015 și mai apoi în mai 2015 a dat o hotărâre privind aprobarea aranjamentului administrativ care de altfel a fost semnat tot între Guvernul României și Quebec cu privire la punerea în aplicare pe teritoriul ambelor țări, dacă putem spune așa, ambelor părți, a acestei înțelegeri bilaterale. De altfel, pentru telespectatorii care nu sunt atât de familiari cu legislațiile și înțelegerile bilaterale, o mică prezentare, această înțelegere bilaterală a fost semnată în prezența doamnei ambasador Maria Ligor, din partea României și a fostului ministru de relații internaționale și ale francofoniei și comerțului internațional, domnul Jean-François Lisée, din partea Quebecului. Această înțelegere a fost ratificată de către Marea Adunare Națională a provinciei din Quebec în martie 2015, cum ați și spus, și a fost ratificată și de Guvernul României, atât ca și lege, după cum a spus, și ca și înțelegere de și aplicare practică pe teritoriile cele două țări. Trebuie neapărat să subliniem că avem această înțelegere, datorăm acestei înțelegeri perseverenței domnului Luigi Mattei, pe care o să avem probabil prilejul să îl interviuăm cu privire la cum a mobilizat timp de câțiva ani toată comunitatea românească pentru a ajunge la acest acord. Deci o mică mulțumire pentru enormul efort pe care l-a depus. Doamna avocat, pentru toți cei care nu cunosc foarte bine elementele juridice, dar care sunt foarte interesanți de ceea ce se întâmplă, puteți să ne faceți o prezentare succintă în ceea ce privește această înțelegere? Sigur. Deci, această înțelegere privește trei categorii de prestații din domeniul securității sociale. Și anume, reglementează situația prestațiilor de boală, în caz de boală, a prestațiilor în cazul leziunilor profesionale, dar și pensiile de bătrânețe, invaliditate și de urmaș. Cum vedeți dumneavoastră etapa următoare a acestei aplicabilități? În primul rând, eu sugerez persoanelor care sunt interesate la prima vedere măcar de aplicabilitatea acestui document să-l citească cu atenție, să se adreseze organismelor în cauză, să recurgă la sfatul unui specialist, deci cum spuneam, avocat, contabil, care ar putea să le dea o
perspectivă generală asupra cazului pe care l-au și să-i ajute să înțeleagă dacă acest acord are aplicabilitate sau nu în cazul lui. Oricum este bine să înceapă demersurile și să facă rost de actele care sunt necesare. Din păcate, nu putem spune pentru fiecare caz în parte care sunt actele necesare. Acestea și documentele necesare, acestea se vor fi prevăzute de către organismul în cauză, instituția care se ocupă de analiza dosarului. Deci, de fapt, va fi o perioadă de derodare atât pentru legiuitori, cât și pentru cei care vor căuta întrebări și căuta răspunsuri. Doamna avocat, vă mulțumim foarte mult. Am înțeles că ușa cabinetului noastră este deschisă pentru toată lumea care vor să aibă un sfat juridic. Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și sper ca informațiile pe care le-am oferit să fie utile persoanelor care ne ascultă. Și menționez că vă stau la dispoziție cu informații, cu studiu concret pe fiecare caz, atât prin cabinetul nostru de la Montreal, cât și cu ajutorul cabinetului din România. Mulțumesc! Domnul Luigi Matei, Comunitatea Românilor din Quebec a avut o implicare deosebită în ceea ce se va întâmpla pe 1 martie 2016 la nivel de înțelegere între România și Quebec, România și Canada. Puteți să ne vorbiți puțin despre acest acord între cele două țări? Este un proiect pe care l-am început în 2006 pentru că cu un acord între România și Canada, pentru că un acord între România și Quebec nu poate exista dacă nu există un acord între România și Canada. Și atunci, în 2006, am început munca pentru acest prim acord, care a fost semnat în anul 2009 și a intrat în vigoare în 2011, iar în această perioadă, deci am tatonat terenul la Quebec. Și în momentul în care a fost semnat cel cu Canada, am început demersurile în forță. Un acord cu Quebecul, deci, care a fost semnat în 2013 și va intra în vigoare la 1 martie 2016. Deci este un mărțișor care a venit din partea comunității române pentru toți românii din Quebec, de asemenea pentru oameni de afaceri, pentru toți intervenanții, toți cei care beneficiază de acest acord. Haideți să vorbim puțin despre prevederile acestui acord. Este un acord foarte important din mai multe puncte de vedere. Atât prin conținutul lui și prin ceea ce prevede, dar și prin faptul că acest acord deschide calea la alte acorduri importante care pot fi făcute între România și Canada și România și Quebec, respectiv, acorduri care nu pot fi făcute dacă nu există acest acord de securitate socială. Vorbim de acordul de securitate socială. Cum este, care este impactul lui asupra comunităților românești din Quebec și Canada? Are un impact major, în special din punctul de vedere al vieții personale a oamenilor, a românilor care vin, de exemplu, în Quebec sau a quebecoajilor sau canadienilor care se stabilesc în România, pentru că sunt canadieni care se stabilesc în România, dar are de asemenea un impact și din punctul de vedere economic, și din punctul de vedere al asigurărilor de sănătate. Vă dau doar două exemple. În ceea ce privește pensia, în urma acestui acord, deci anii pe care un român care a emigrat în Canada sau în Quebec i-a acumulat în România, se cumulează cu cei pe care i-a muncit aici. Și atunci el poate să iasă la pensie în urma acestui cumul.
Un alt exemplu pe care pot să vi-l dau este că până la 1 martie toți românii care vin din România și emigrează aici trebuie să respecte cum îi se spune aici, delay de carans de 3 luni în care ei trebuie să-și cumpere o asigurare privată medicală și abia după 3 luni intră pe asigurări de stat. În urma acestui acord, orice român care emigrează în Quebec beneficiază de asigurare de stat din prima zi, nu mai are nevoie să mai plătească absolut nimic, este considerat, cum se spune pe aici, apar antier quebecois. Demersul pe lângă oficialitățile române în Canada și oficialitățile canadiene din Quebec și din Ottawa? Nu numai, am făcut demersuri uneori directe chiar și față de oficialități, față de Guvernul României direct la București. De asemenea, oficialitățile federale, deci inclusiv la primul ministrul al Canadei. De asemenea, la nivel provincial, am făcut demersuri la primul ministru al Quebecului și câțiva miniștri din Quebec, din guvernul provincial. De asemenea, am lucrat foarte mult cu ambasada României din Canada. La acea vreme era ambasadoare a României doamna Elena Ștefoi. După aia am continuat cu doamna Maria Ligor, care a și semnat această înțelegere cu Quebecul. Bineînțeles că astea sunt demersurile oficiale, însă au existat multe întâlniri mai puțin oficiale, deci neoficiale, cu foarte multe persoane din mai multe ministere din România, din Quebec de asemenea și chiar din guvernul federal. Pe lângă aceasta, deci nu sunt acestea numai singurele persoane care s-au implicat și care au muncit pentru acest proiect, ci și trebuie ținut cont că la un moment dat, după ce decizia politică a fost luată și pentru noi era important ca această decizie politică să fie luată, după aia a început să se lucreze pentru antanta asta din punct de vedere tehnic. Și din punct de vedere tehnic sunt echipe din România, din Quebec și din Canada care au lucrat pentru negocieri, au lucrat pentru regulamentele de punere în aplicare. Deci sunt foarte mulți oameni care au lucrat pentru asta. Și nu trebuie să uitați Consiliul de Administrație al Comunității Române prin care eu treceam tot ceea ce făceam, deci orice scrisoare pe care o trimiteam, orice comunicare pe care o făceam cu guvernele respective, mă sfătuiam cu cei din Consiliul Comunității și în urma acestor discuții, deci făceam pasul respectiv. Și iată că acum am ajuns la sfârșit, am reglat problema. Care sunt membrii acestei echipe? Nu pot să vă dau nominal numele lor, pentru că au fost foarte mulți. De asemenea, aș dori să, ceea ce vorbeam mai înainte despre echipele tehnice, cei care au lucrat foarte mult, dar eu aș vrea să mulțumesc în primul rând, pentru că pe această perioadă am avut 3 consilii de administrație, deci care s-au succedat unul după celălalt la comunitatea română. Pentru acordul între România și Canada, doamna Janice Charest, care era ministră la Agenția de Development Canadiană, care a semnat acest acord, iar din partea română, domnul Bogdan Orescu, care pe vremea aceea era secretar de stat în Ministerul de Externe, iar în ceea ce privește antanta cu Quebecul, deci a fost semnată de doamna ambasadoare Maria Ligor, pentru partea română, și de ministrul relațiilor internaționale Jean-François Lisée, care era ministru la acea dată când a fost semnat în 2013.
Quelles sont les grandes lignes? Quel est l'avantage de cette entente? Alors, l'idée, c'est de faire en sorte de favoriser la mobilité entre la Roumanie et le Québec sans que les personnes, les salariés, ne perdent quoi que ce soit. Alors, par exemple, il faut faire en sorte que l'assurance maladie au Québec couvre les travailleurs roumains et les étudiants roumains qui viennent au Québec. De la même façon, les Québécois qui vont en Roumanie sont couverts. Le régime de protection pour les accidents du travail, par exemple. Un accidenté reçoit une compensation pendant sa période de chômage forcé, ce qui fait en sorte que les travailleurs roumains au Québec qui ont un accident du travail sont couverts par le régime québécois et inversement en Roumanie. Et il y a la question de la retraite, bien sûr. Lorsqu'on cotise à la retraite, lorsqu'on est en Roumanie et qu'on vient au Québec, il faut que ces cotisations-là se cumulent, il faut être couvert. Il ne faut pas cotiser deux fois. Il ne faut pas que l'État québécois et l'État roumain nous demandent des sous. Il faut qu'il y en ait juste un des deux qui demande des sous. Et à la fin de la période, on additionne ce qu'on a cotisé à un endroit et à l'autre pour avoir une pleine retraite. Et c'est une façon de dire aux entreprises et aux travailleurs, il y a un endroit dans le monde où c'est simple, c'est prévu, vous allez être protégé, c'est le Québec et la Roumanie. Ça donne un avantage, évidemment, aux entreprises de dire, est-ce qu'on va dans des endroits où il n'y a pas cette entente, où c'est compliqué, où il va y avoir une double cotisation, ou est-ce qu'on va dans un endroit où l'amitié a fait en sorte que entre les deux États, il y a eu cette volonté d'harmoniser les choses. Le Québec s'est doté d'une façon de faire il y a plusieurs années sous la gouverne de Louise Beaudoin, qui était à l'époque ministre des Relations internationales, afin que les ententes que l'on signe à l'international avec d'autres pays, parce que le Québec signe comme province, mais avec d'autres pays, des ententes, entre autres en matière de sécurité sociale, comme celle avec la Roumanie. Alors, cette procédure fait en sorte que, lors de la signature, il y a un débat qui doit se tenir à l'Assemblée nationale, parce que les parlementaires québécois doivent connaître l'objet de ces ententes. Et ce débat a eu lieu pour l'entente en matière de sécurité sociale avec la Roumanie en 2015, auquel j'ai participé. Et le Parti québécois, qui avait été le parti qui avait finalement signé sous la gouverne de mon collègue Jean-François Lisée cette entente, eh bien, ce débat, nous l'avons fait. Je vais vous dire, on l'a fait dans la bonne humeur, parce que c'est une entente positive, tant pour la Roumanie que pour le Québec. Așadar, pe lângă toate aceste oficialități, dumneavoastră ați reușit să transformați comunitatea românilor din Quebec într-o comunitate reprezentativă la nivel provincial, la nivel federal. Cum ați reușit acest lucru? Nu suntem reprezentativi din punct de vedere al numărului, pentru că suntem foarte puțini, suntem 800-900 de persoane, sunt comunități foarte mari în Canada, cum sunt la Montreal, Toronto, unde sunt zeci de mii de români. În schimb, pot să spun că suntem reprezentativi prin ceea ce am realizat. Aceste două acorduri sunt foarte importante pentru românii din Quebec și din Canada și pentru românii din România. Dar trebuie menționat că pe lângă acestea noi mai avem și alte proiecte pe care le-am realizat, cum este recunoașterea experienței de conducere de conducător auto în provincia Quebec, care l-am realizat deja din 2006, foarte multe alte proiecte. Din punctul ăsta de vedere, da, suntem reprezentativi și ceea ce am vrut noi să demonstrăm este că pentru a fi a realizat ceva, trebuie să fii foarte motivat, trebuie să te ții de muncă serios, de la început până la sfârșit și de asemenea să găsești modalitățile de a putea negocia cu personalități politice, cu diferite persoane care pot fi implicate în proiectele respective și trebuie să ai abilitatea de a negocia așa cum trebuie pentru ca să-ți atingi scopul. Și asta a fost pentru noi un lucru important și pe care l-am realizat și în felul ăsta l-am realizat și în felul ăsta am ajuns reprezentativi. Începutul a fost cel mai dificil pentru că trebuie să convingi, deci tu vii ca reprezentant al unei comunități de 800 de oameni și tu trebuie să convingi
reprezentanții guvernelor a două țări, cum este România și Canada, sau România și Quebec, provincia Quebec, care este o provincie de 7 milioane de oameni și are un guvern destul de puternic. Acesta a fost foarte dificil, dar au mai fost perioade dificile. De exemplu, a fost o perioadă în care niciunul din guverne nu mai răspundea în niciun fel și credeam că totul a murit. Și atunci am decis să pun un pic de presiune mai mare pe aceste guverne și pe site-ul comunității române din Quebec am înființat o secțiune pentru semnarea unor petiții și de asemenea am cerut colaborarea cu altor comunități române din Canada și am avut un răspuns foarte favorabil de la Asociația Românilor Canadiene din Toronto, era președinte domnul Mihalache și au pus și ei pe site-ul lor o secțiune în care oamenii semnau petiții pentru ca aceste acorduri să aibă loc și să fie semnate de guvernele respective. Bineînțeles că după aia lucrurile au demarat destul de repede după aceste petiții, dar în același timp trebuie să înțelegeți că nu numai aceste petiții au rezolvat momentul, ci și faptul că trebuie să intervenim personal la diferite oficialități din guvernele respective. Mulțumim domnului Luigi Matei pentru prezența la ESCU TV. De asemenea, mulțumim domnule Matei pentru ceea ce ați făcut pentru românii din Quebec și în Canada, pentru efortul depus, pentru perseverență, pentru ceea ce ați realizat. Mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Sunt foarte mulțumit că și acest ultim proiect intră în vigoare, deci se termină. Și sper să vadă emisiunea cât mai mulți dintre români, atât din Canada cât și din România și de peste tot. Și sper să ne urmeze exemplu, pentru că probleme sunt, ele trebuie doar rezolvate. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și să știți că postul de televiziune ESCU TV este o inițiativă foarte bună. Pentru ESCU TV, Maria Enicescu, pe curând! Nu e acolo, hai dați drumul. E la modă să fii în depresie, să zici că ai clacat. Aveam nevoie de un specialist care să mă scoate din depresie. Că e de bine contextul în sine, că te ține blocat. Da. Când publicul nu te aplaudă, înseamnă că n-ai făcut nimic. Că suferința e un cântec stinge, ce se plânge sub duș. Poveștile pe care ni le spunem în mintea noastră ne auzesc. Că viața e o poveste în care oamenii-s doar păpuși, dar adevărul. O, zei! E la modă să zici că iubirea e calea spre zbor. Că fericirea e ascunsă undeva între dorință și dor. Așa e, bravo, așa. Că suferința e talentul de a plânge ascuns în gând de poet. Nu, vreau tristețe, nu simt tristețea. Că bucuria de a fi este un mod de vil de suet. Dar maestre. E doar lumină, dar adevărul. E doar lumină, dar adevărul. Adevărat.